Azi am venit de dimineață la țară și știam de miercuri că începe să cadă petalele la acest prun. Stanley, la fiecare tratament am băgat adjuvant. Bine v-am găsit! Azi am venit de dimineață la țară și știam de miercuri că începe să cadă petalele la acest prun. E vorba de Stanley, dacă m-ați urmărit. Până acum știți că am avut probleme aproape în fiecare an cu viespea sâmburelui. Aici am clipul. Anul trecut am avut o daună de 70% din cauza acestui vierme. Pentru că de fiecare dată făceam tratamente în timp ce făceau și livezile mari. Fiind în interiorul pomânei aici, petalele acestor pruni cădeau cu o săptămână înaintea acelora, din livezile mari. Trei perioade de îngheț la noi în zonă și dauna a fost destul de mare. Așa că înainte de primul îngheț am stimulat cu atonic. După acel îngheț am venit cu MPK Miller Plex. Bineînțeles, la fiecare tratament am băgat și adjuvantul. După al treilea îngheț, fiind cam astăzi, după ce au căzut și petalele, am venit cu Terasorb. Mă repet, la fiecare tratament am băgat adjuvant. Știu că m-au criticat unii că distrug albinele. Nu dădusem la momentul respectiv cu niciun insecticid, folosisem doar fungicide și stimulatori pe bază de aminoacizi și MPK foliar. Astăzi dau cu Terasorb pentru că mi-e frică de viespea prunului. O să bag în amestec coragen și scoare. La bășicarea piersicului am dat deja la primele frunzulițe atunci când a fost criticat că distrug albine. După cum se vede, albina nu mai stă pe prun, în schimb stă pe vișin, că e în plină floare la momentul ăsta. E în plină floare, o să aștept să intre albinele la urdiniș, după care voi face tratamentul cu coragen. Deși este selectiv coragin. Referitor la caiz, din ce calcule am făcut data trecută, îmi ieșea un 99,99% daună, ceea ce s-a și menținut în momentul ăsta la Soior Areș. În schimb, pe Viorica am văzut câteva fructe interesante și câteva caise care mi s-au părut mie puțin mai ciudate. Și după cum vedeți, sâmburele nu este dezvoltat, asta înseamnă că o să îi avorteze. Mai rămân ceva caise, pe soiul Viorica și Bergeron, mai puțin Bergeron, 90% este daună. Despre măr, păr, nu am ce să discut acum, despre piersic nici atât, pentru că, după cum v-am spus, în clipul în care a fost criticat, deja dădusem siramul. Și am mai băgat complex de MPK, după cum am spus ceva mai devreme. Dacă mai sunt întrebări, vă aștept la comentarii. Ce am uitat să vă zic mai devreme este că gândacul păros deja este în atac masiv la momentul ăsta. Am găsit și eu două exemplare pe florile de măr. Fiind doar două exemplare, nu înseamnă un atac masiv. Acum este ora 7:30. Albinele au plecat la urdiniș și în momentul ăsta o să fac tratamentul cu ce v-am spus mai devreme, coragen, score, Terasorb și, bineînțeles, nu uit niciodată să pun adjuvant. Am aici doza pentru 20 de litri, mai am încă o doză de 20 de litri în cazul în care nu o să-mi ajungă, deși cred că o să rezolv și pomii de la drum cu coragenul ăsta.